Salutare! Care este efectul normării strugurilor de masă la vița de vie? Păi, în cele ce urmează, am să fac o comparație între doi butuci de vițe de vie, ambii soiul Moldova, și anul 4 de vegetație. Unul a fost normat, i-a fost normat rodul, iar pe celălalt l-am lăsat cu tot rodul așa cum a vrut el. Acesta este butucul de vițe de vie, care a fost lăsat să crească așa cum a vrut el. Aici sunt struguri care au mai rămas, au fost mult mai mulți, mai mititei, dar pe care i-am cules și i-am mâncat și am păstrat doar pe aceștia și am pus să culeți pe ei pentru că, mă rog, pentru a-i feri în primul rând de insecte, în primul rând de viespi, dar și pentru că am dat drumul la păsări în vie după ce am cules via și în felul acesta sunt protejați. Și dacă ne uităm cu atenție, strugurii sunt relativ mici, sau, mă rog, să zicem medii, asta ce a rămas, pentru că au fost alții și mai mici. Și, în principiu, a rămas cam câte un ciorchine pe fiecare coardă, dar așa s-a întâmplat, pentru că ei, de fapt, au fost cel puțin câte doi ciorchini, spre exemplu, aici a fost cules. Și nu sunt foarte mari, dar sunt destul de ok. O să aleg unul pe cel mai mare și apoi vom face o comparație cu celălalt butuc care a fost normat. Iar aici avem un butuc care a fost normat. În principiu au fost lăsați câte un strugure pe fiecare lăstar. Au mai scăpat, ca de exemplu în acest caz avem un strugure aici și mai unul ceva mai mic aici, pe acest lăstar. Se pare că și aici am lăsat doi din greșeală, dar trebuia să fie rămas doar câte unul. Și se observă că sunt mult mai mari. De exemplu, acesta, cât este de mare. Și toți sunt mult mai mari. Bun, și acum o să facem o comparație. Am să iau un strugure și de aici, să zicem, nu știu dacă acesta e cel mai mare, cam toți sunt la fel de mari. O să-l iau pe acesta. Așa. Și să-i punem acum pe cântar. Bun, și acum să îi și cântărim. Am să îl scot din săculeț. Îl și vedem cu ocazia asta. Arată destul de bine, câteva boabe pe aici, pe dincolo, așa mai stafidite. Dar în partea de jos, ce asta înseamnă că butucul nu prea a putut să hrănească tot strugurii așa de bine, dacă au fost mulți. Și acum să vedem și greutatea. ...382 de grame. Da, deci acesta este de la vița de vie care nu a fost normată. Și acum să-l vedem și pe celălalt de la vița de vie care a fost normată. Deja și săculeții sunt mai mari. Acesta este de 20x30. Iar acesta portocaliu este de 20x17 și așa arată strugurile. Se vede și în partea de jos că nu sunt stafidite boabele. Mult mai mare și acum să vedem și greutatea. Să sperăm că stă aici. Un 716 grame. Asta înseamnă că este dublu la greutate. Cel din dreapta este normat, cel din stânga este de pe un butuc
la care nu a fost normat rodul. Acesta, ca acesta mai sunt 2-3 pe butuc, restul sunt mult mai mici. Ca acesta sunt aproape toți pe butuc, unde a fost normat vița de vie. În speranța că v-a fost de folos ce v-am prezentat, vă doresc multă sănătate!